Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și vă propun să descoperim cât de important este un buget în luarea unor decizii înțelepte în plan financiar. Vă propun câteva situații pe care sunt convins că le-ați mai întâlnit în viața voastră. 50% reducere la al doilea produs achiziționat. Ce faceți? Cumpărați o rochie sau două? Situația a doua. Cumperi 3 produse de cosmetică și plătești 2. Ce decizie luați? Cumpărați 1, 2 sau 3? Situația a treia. Toate produsele de iarnă sunt reduse cu 30%. Evident, este o reducere de sezon. Tocmai a venit primăvara. Ce decizie luați? Cumpărați unul sau mai multe produse? Situația 4. Cine cumpără azi în valoare de minimum 700 de lei, câștigă dreptul de a participa la extragerea marelui premiu. Ce faceți? Ce decizie luați? Ei bine, bugetul personal lunar este cheia. Atunci când îți planifici să cheltuiești lunar pe haine 300 de lei, dar tu de fapt efectuezi cheltuieli reale de 700 de lei, bugetul tău personal este afectat. Cât de mult au afectat veniturile sau cheltuielile tale viitoare deciziile pe care le-ai luat în prezent? Iată cât de important este să ai un buget personal. Vă spun la revedere și vă aștept din nou!